dincolo de Bacău. Și luați ulei fabricat și îl comercializați. Ai tot în județul Bacău, nu? Da, comuna Stănișești. A, Stănișești. Da, comuna Stănișești. Ce suprafață aveți? 6500 de metri pătrați, nu mai mult. Bine, dar o să fie și o extindere până într-un hectar. Nu neapărat. Chiar m-ați gândit. Da, chiar m-am gândit, pentru că am văzut că se caută ulei esențial și lavanda începe să prindă arif, să zic așa, și atunci normal cum am gândit să extind și eu cultura de la mine. Ce firmă sau societate? Sau societatea Oviral Impex, SRL. Oviral? Oviral. Oviral Impex, SRL, da. Da. Nicoleta Neagu e numele meu și... Și cu asta mă ocup. V-ați mai ocupat înainte cu plante medicinale sau cu alt tip de agricultură? Nu. Forță de muncă, oameni mulți, puțini? Forța de muncă e cam. Bună ziua, mulțumim pentru prezență. Cam ceea ce vedeți dumneavoastră aici, cam asta este echipa, care fiecare a avut rolul în diferite etape, ceea ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Locală. Astăzi vorbim de încă un obiectiv din cele 7 pe drumurile județene. E vorba de drumul județean 117. Practic este al 4-lea contract proiectare cu execuții pe care îl semnăm astăzi din cele 7. Este vorba de 4,2 km, ceea ce semnăm astăzi ca și proiectare și execuții, o valoare de peste 17.500.000, 21 de luni termenul de proiectare cu execuție, din care proiectare 2 luni și 19 execuție. Ele vin să completeze eforturile pe care Consiliul Județean le-a făcut în ultimii 2 ani din fonduri proprii, anul trecut făcând 4,3 km, iar anul ăsta 800 și ceva, deci practic 5 km și ceva pe drumul județean, plus acești 4,3 km, la care se mai adaugă încă 2 km plus 6 poduri pe același tronson. Practic este drumul județean care face legătura între Moinești, poduri, Berzunți, Livezi. Ce ar mai fi de... Vin să completeze ceea ce doamna primar și echipa Consiliului Local pe Programul Național de Dezvoltare Locală 1, pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, proiecte care sunt așteptate, unele s-au finalizat, altele sunt în diverse etape de execuție, plecând de la modernizări de drumuri, plecând de la tot ce înseamnă infrastructura în servicii publice, referitor la rețele, modernizare grădinițe, școli, cămine culturale și alte proiecte pe diferite surse de finanțare. Este o echipă la poduri aici, o echipă harnică, cu un primar harnic și care merită într-adevăr tot sprijinul din partea Consiliului Județean, din partea echipei de parlamentari, pentru că spuneam că fiecare a avut rolul lui, atât la nivel local, prin implicarea directă și sprijinul doamnei primar și o bătăioasă pentru problemele și pentru rezolvarea problemelor comunității, și colegii mei din Parlamentul României, care ne-a sprijinit în susținerea la nivelul ministerelor pentru a obține această finanțare. Astăzi vom semna contractul de proiectare, vom procede la semnarea contractului de proiectare cu execuție, alături de mine și doamna director de la Direcția Juridică, de la Serviciul Județean de Drumuri și constructorul. Vreau să mulțumesc tuturor, vreau să mulțumesc echipei care este reprezentată aici de domnul subprefect Valtini Vancea, pentru că ne-a sprijinit pentru a obține toate avizele necesare într-un ritm mai alert,
și tuturor colegilor din Consiliul Județean. Aici este doar o parte din echipă, e domnul vicepreședinte a Consiliului Județean, care în ultimul timp s-a ocupat în mod special de tot ce înseamnă urmărirea implementării drumurilor județene și lipsește administratorul public, care iarăși este chiar un profesionist, a condus Serviciul Județean de Drumuri atâta timp și este un sprijin real pentru mine. Hai, Diana, ne spui și tu câteva cuvinte. Doamna, da, dacă, primar, mult, ca să am da, și timp. Dacă doamna președinte a vorbit de partea tehnică, eu am să vorbesc de partea emoțională, și partea emoțională e cea a întregii comunități din poduri, pentru că așteptăm semnarea acestui proiect de foarte mult timp. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului președinte Dragoș Benea, pentru că împreună la dumnealui de fapt am fost și cu dumnealui a fost ideea să facem acest drum, și iată că după 4 ani de zile, cred că merită cei din Cernu și merită Comuna Poduri, merită acest asfalt. Sunt foarte multe proiecte în derulare. Vă mulțumesc frumos pentru sprijinul pe care mi l-a acordat de la Consiliul Județean și mulțumesc totodată și domnului administrator Palea, care tot timpul mi-a fost alături în acest demers pe care l-am făcut pentru drumul județean. Mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi aici. Fiecare au o bucată din sufletul dumnealor pus pentru acest drum și nu numai, și pentru DJ-ul care s-a făcut acum. Chiar sunt emoționată și vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați ales să veniți aici într-o altfel de atmosferă, nu neapărat aceea de birou, și să sărbătorim împreună acest semnarea acestui contract. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna primar! Domnul președinte Benea, domnul europarlamentar, vă rog frumos! Mulțumesc pentru invitație. În primul rând vreau să le felicit pe gazdele noastre, cele două doamne, doamna primar Albu și doamna Neagu. În luna mai am aflat la Dărmănești că există o investiție în cultura de lavandă în Comuna Poduri. Vă mărturisesc că am fost surprins. Nu știam că microclimatul județului Bacău permite așa ceva. Și dacă tot a venit această veste bună de la Consiliul Județean cu semnarea contractului de proiectare și execuție pentru un drum județean pentru care doamna primar Albu se bate de când era viceprimar, am zis să facem acest eveniment în mijlocul acestei investiții mici, dar în care s-a investit multă pasiune. Mă bucur pentru Diana, repet, pentru Diana Albu, pentru că a stricat mulți pantofi pe acest drum și pe drumurile la Consiliul Județean pentru a asfalta acest drum. Vestea proastă vine tot din faptul că vedeți că durează procedurile de achiziție. În noiembrie 2017 s-a semnat contractul de finanțare pentru acest obiectiv cu Ministerul Dezvoltării și suntem în iunie 2019 și constatăm că acest proiect este irreversibil, sau abia în iunie 2019. Eu sunt convins că peste un an, pe vremea aceasta, acest obiectiv va fi aproape gata. Constructorul este o firmă din județul Bacău, iarăși un motiv de bucurie și de mândrie, care și-a cam terminat toate lucrările la timp sau chiar mai înainte de termenul limită. Așa că minunata comunitate din Poduri, dincolo de alte lucruri pozitive care se întâmplă aici, va avea și un drum județean absolut practicabil. Și ca element, poate n-am fost atent dacă au spus antevorbitorii mei, înțeleg că astăzi se deschid ofertele, doamna Ardeleanu, nu, tot pentru drumul județean Poduri Berzunț. O altă investiție, nu din fonduri guvernamentale, nu din fonduri europene, din fondurile Consiliului Județean. Consiliul Județean, care are un buget în această perioadă pe care nu l-a avut în anii precedenți și își poate permite niște investiții importante pe întreg teritoriul județului. De aici o să mergem la Dărmănești, un alt obiectiv important și pe care nu numai dărmăneștienii, ci toți băcăoanii l-au reclamat și l-au dorit, și o să vorbim acolo despre acest obiectiv. Încă o dată mă bucur pentru urez succes constructului, mă bucur pentru cei din Poduri, mă bucur pentru Diana, și este încă o dovadă a faptului că ne ducem proiectele la capăt și ne ducem promisiunile la capăt.
Mulțumim mult, mulțumim pentru sprijin. Domnul președinte, cu permisiunea domnului senator Smarandaiță, domnul câteva cuvinte care cu sufletul și implicat aici. Mulțumesc, oarecum sunt și eu gazdă la acest eveniment, având în vedere că sunt responsabil de ce se întâmplă politic în poduri. Doamna primar Diana Albu este de mai mulți ani unul dintre cei mai buni colaboratori ai mei, pot să spun că este prietena mea. Pentru noi acest drum județean a fost în toate campaniile trecute, cum spunea domnul președinte, pe vremea când era viceprimar, doamna Albu, o promisiune de onoare pentru locuitorii din poduri și iată că astăzi avem bucuria să o ducem, așa cum spuneați, încă o dată zic, domnul președinte, pe un drum irreversibil. Încă din 2013, o parte dintre dumneavoastră știu, la bugetul pentru anul 2014, noi, pot să spun că împreună cu domnul președinte Bena, era președinte de Consiliul Județean atunci, am gândit și am făcut un amendament la buget pentru acest drum județean. Iată că astăzi, după mai mulți ani, suntem fericiți și bucuroși că acest drum se va realiza și dacă vedem lucrurile în perspectivă, eu spun că acest drum va lega comunitatea asta și de ceea ce ne dorim noi foarte mult pentru următorii ani, autostrada Bacău-Brașov. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și mult succes, Diana, mult succes constructorului. Să sperăm că acest drum va fi finalizat înainte de termen, așa fel încât să ne bucurăm cu toții de un drum foarte bun într-o zonă extrem de grea, într-o zonă cu multe dificultăți din punct de vedere al constructorului, să zic așa. Oricum, dacă suntem lângă orașul Aurului Negru, nu? Măinește, acum suntem în comuna Aurului Albastru. Că lavanda e, nu? E aurul albastru sau aurul mov. Da, nu glumiți, nu. Eu nu glumesc, chiar e aurul albastru, așa că poate n-ar fi rău să vă branduiți cu această investiție. În care, repet, s-a investit multă pasiune și chiar astăzi este o zi minunată din toate punctele de vedere. Am să vă rog pe toți cei care sunteți aici și mass media să mergem și la Dărmănești, și acolo avem lucruri importante de spus. Cum se cheamă firma care câștigă? Este o asociere Conex Trust și Rud Construct. Rud Construct, da. Ei sunt, eu v-am spus că s-a îmbunătățit vizibil activitatea la CJ, dar nu m-ați crezut. Și o să mai urmeze la Dărmănești, mai urmează porurile. Luna și drumul județean. Deci trecem la etapa de socializare, după care mergem la Dărmănești, nu pe la... Am fost decent, astfel de oră. Dacă mai vrea din colegi să completeze. Domnul Tulpan, primarul de la Bereștazău, are asfalt peste tot. Nu e așa de impresionat de momentul acesta. Nu e așa de emoționat. Așteptăm niște lavandă și la dumneavoastră. Dar n-are plantații de lavandă. Drumul trece tangențial cu Bereștazău, așa că accesul către mănăstirea Buna... Trebuie să vă gândiți cum branduiți turistic zona. Da. Bereștazlău, poduri, Berzunț, mănăstirea, Tescan. Da. George Enescu. Domnul primar de moral de la Livez, dar poate o să vă povestească dânsul ce experiență neplăcută a avut cu Agenția Națională de Integritate, domnul Crăciun. Îi mulțumesc că a venit. Nu mai e primar acum, dar cred că va fi de la anul din nou, dar pe o eroare și-a pierdut mandatul și acum cine îi mai dă înapoi? Johnny, tot alegătorii comunii Livezi care o să fie informați. Bun, dar hai, le povestești la etapa de socializare, deci cu ei curios, da? Ca să nu mai stăm în formă. Mulțumim! Mulțumim! Spor la treabă! Mulțumim! Constructorului a primat succes! Îmi permiteți? Da, sunt convinsă că mai...